Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar, iar tema de astăzi la educație interculturală este diversitatea culturală, o resursă pentru clasa a șasea. Hola! Guten Tag! Ciao! Bonjour! Bună! Tiasas! Ahoi! Recunoașteți din ce țări sunt aceste saluturi? Cunoașteți și voi alte saluturi? Scrieți-le pe tablă. Foarte bine. Dar știați că există un cuvânt universal? Huh. Huh. Este singurul cuvânt din lume care se pronunță la fel în toate limbile și are același sens în aproape fiecare limbă. Această interjecție semnalează o problemă și unește mai multe civilizații. Exemplul care l-am prezentat arată că lumea în care trăim se caracterizează prin diversitate. Căutați în dicționar cuvântul diversitate. Ce ați descoperit? Adăugați acest cuvânt în glosarul vostru cu termeni specifici educației sociale. De astăzi este mai bogat în cuvinte glosarul vostru. Conceptul de diversitate culturală este strâns legat de semnificația identității culturale, interculturalității și multiculturalității, ceea ce implică contact între diferite limbi, obiceiurile și tradițiile diferitelor grupuri etnice, religie, expresii artistice, valori, gastronomii sau viziune ale lumii. Diversitatea culturală este consecința diferitelor procese de natură istorică, politică, socială, economică sau tehnologică, care au contribuit într-un fel sau altul la întâlnirea diferitelor culturi. Diversitatea culturală a promovat recunoașterea ceea ce este străin, dar și schimbul de cunoștințe și valori, precum respectul, toleranța, înțelegerea, coexistența între diferite grupuri de oameni care trăiesc în același spațiu. Diversitatea culturală constituie un patrimoniu comun al umanității ce trebuie ocrotită și păstrată. Recunoașterea internațională a importanței sale a dus la stabilirea zilei de 21 mai ca ziua mondială pentru diversitatea culturală. În continuare, vă propun un joc, reclame internaționale. Formați grupe de 4 elevi plus 4 elevi iubitori de călătorii. Fiecare grupă va primi un set de materiale tip reviste, ziare, afișe, planșă cartonată, lipici, foarfecă, carioci, dar și un laptop sau tabletă cu materiale video care surprind anumite elemente caracteristice fiecarei culturi menționate. Cu materialele primite, fiecare echipă va prezenta o anumită cultură. Spre exemplu, o echipă va prezenta cultura spaniolă, o altă echipă cultura franceză, o altă echipă cultura greacă, o altă echipă cultura italiană. Însă vă puteți alege țările în funcție de preferințele voastre. Apoi veți realiza cu aceste materiale o reclamă care să ilustreze cât mai bine cultura echipei voastre. Fiți inventivi și creați o reclamă sugestivă. După ce terminați această sarcină, fiecare echipă va prezenta în fața clasei propria reclamă. Dacă reclama voastră este bine realizată, veți atrage turiști din România. Aici vor interveni cei patru elevi iubitori de călătorii, pentru că, în etapa următoare, fiecare echipă trebuie să organizeze o primire cât mai tradițională în calitate de ghiz pentru turistul român, ținând cont de caracteristicile culturilor pe care le prezintă. Echipele pot avea turistul curios, turistul mulțumit, turistul nemulțumit sau turistul fotograf. Călătorie plăcută turiștilor și mult succes organizatorilor! Ați realizat reclame foarte frumoase pentru că turiștii români au fost încântați de călătoria lor. Dar ce ați descoperit la aceste culturi? A fost dificil să identificați caracteristicile culturilor prezentate? Ce elemente comune ați descoperit între culturi, dar elemente distincte? Scrieți aceste răspunsuri în caiete. Felicitări! V-ați descurcat minunat! Pe curând!